ce vreme frumoasă! Ador să fac baie de soare! Fetelor, ați observat ce liniște și frumos ne este fără băieți? Da, am scăpat de băieți. Deci, fetelor, ne răzbunăm azi față de basketbaliști? Da! Astăzi ne vom distra la minune! O să fie superb! Cluburilor, fiți pe fază, majoretele vin să se distreze! Băieți, am făcut o mare greșeală, majoretele sunt așa aproape și totuși așa departe de noi. Nu-s departe, doar că nu-s ale voastre! Nu-i nimic, băieți, putem găsi alte majorete. Le-ai văzut pe celelalte? Ele nu sunt majorete, ele sunt o scuză. Da, pentru majoretele noastre. Băieți, de ce stăm aici ca niște proști? Hai să ne împăcăm cu ele! Aha, am încercat deja de 30 de ori. Crezi că 31-a oară vom reuși? Băieți, nu ne costă nimic. Hai să ne împăcăm cu ele, să nu le pierdem. Vă auzim! La naiba, ne-au prins. Ce rușine! Băieți, în ultimul timp chiar erau obraznice. Ce treabă mare. Noi am găsit alte iubite și le-am părăsit pe ele. Da, iar acum vrem să ne distrăm cu ele. La naiba, fetele acestea chiar nu știu să gândească. Chiar nu pot înțelege că nouă ne plac și alte fete. Brovaschi, ce fete? Adică cum, Brovaschi? Mie îmi plac toate fetele. Lealea, Nastia, Diana, Iana. Brovaschi. Doar le admir atât. Brovaschi, nu te uita la Diana. Suntem prieteni. Nici la Lealea. Și unde să mă uit? La Iana. Basketbaliștilor, ce să facem? A, suntem singuri, fără supraveghere. Rataților. Voi vă certați o dată cu iubitele voastre? Sau le părăsiți? Sau nu vorbiți cu ele? Da. Atunci să ne lăsați în pace. Ne-am certat foarte tare cu majoretele. Și ce ar trebui să facem? Putem face ce vrem, suntem fără supraveghere. Poate să ieșim din tabără, vă deranjează? Ce să facem cu ei? Nu am habar. Să închidem în baie. Acum am ieșit de la baie. Stat acolo oră întreagă. Băi, nu știu ce să fac cu voi, voi sunteți șefi astăzi. Voi o să supravegheați pe toată lumea, dar nu aveți voie să părăsiți tabăra. Aveți noroc astăzi, sunteți șefi. Măcar o dată în viață. Noi suntem șefi? Noi suntem șefi! Hai să verificăm ratații! Hai! Eu niciodată nu am văzut așa tâmpiți. Eu doar în tabără am văzut. Și noi ne purtăm ca niște tâmpiți câteodată. Băieți, hai să ne împăcăm cu majoretele. A 31-a încercare e cu noroc! Nu prea cred. Sunt născut să fiu șef. Hai să le spunem tuturor, o să fie invidioși. Invidioși? Acum o să vadă cine suntem noi. O să-i punem noi la punct. La naiba, unde mi-e telefonul? Unde mi-e telefonul? Maruşca, Maruşca, ce-am jucăria? Știu că ai un monstru albastru în bucătărie la fereastră. Știu asta, știu că la el vreau eu pe ăsta. Gigi, nu-ți dau nimic. De ce ți-aș da eu ceva? Gata. Gata, oprești, gata. Unde-i telefonul? Maruşca, nu înțeleg. De ce îl vrei? Colecționez jucăriile astea. Am deja două. Tu ai doar una. Ce înseamnă asta? Dă-mi mie. Dă-mi-o mie, te rog. Wow, uite-l. Gigi, nu crezi că e urât să ceri de la alții jucării? Mai bine o fac cadou verișorului meu sau ceva. Costea, privește acest inel. Patrick, este din plastic. Și ce, Costea, din plastic sau nu? O să-i fac cadou lui Gigi și o să se bucure. Gigi se bucură de tot. Stop! O, ați vorbit cu basketbaliștii, le-ați spus că nu vom sta fără supraveghere? Băieți, uitați inelul ăsta, tocmai l-am găsit în iarbă. Patrick, nu-mi pasă ce ai găsit în iarbă. Acum sunteți sub supraveghere. Pe bune, cine ne supraveghează? Nu sunt aici basketbaliști. Sub supravegherea noastră. Deci rataților, noi suntem cei mai tari de aici. Asta trebuie să vă supuneți nouă. Spun doi ratați. Doi ratați complet. Lăsați-mă, mă duc să o văd pe Gigi. Hei, tâmpiților, așteptați. Nu ne-au luat în serios. Gigi, bună, am venit cu un cadou. Patrick, spune lui Marușca să-mi facă cadou monstru albastru. Gigi, nu. Gigi, privește acest inel, este pentru tine. Wow, ce dulce. De unde l-ai cumpărat, Patrick? Nu l-am cumpărat, l-am găsit în iarbă. Patrick, minunat. Deci, Patrick, ai dat inelul. Să mergem. Nu ați înțeles că noi suntem șefi aici? Ascultă, tâmpit cu cască, nu înțelegi cine e șeful? Basketbaliștii ne-au spus asta. Ai înțeles? Nu. No. Dar acum? Nici acum. Nu înțelegi? Chiar acum? Nu mă tem de gâdilat. Artiom, fă ceva. E un tâmpit de necontrolat. Eu să mă ocup de restul. Decizia bună. Artiom, încetează să fugi după Costea. Vino aici, nu-mi funcționează telefonul. Ascultă, fraierul, ridică-te acum. Vreau să stau jos. Ridică-te, du-te și strânge fecalele de câine din iarbă.
Artiom, ce vorbești tu? Eu să curăț fecale, ai nebunit? Artiom, de ce nu-i comanzi? Astăzi avem o zi liberă, nimeni nu e șef, astăzi nici bascetbaliștii, nici majorentele. Cici, hai să plecăm din gălăgia asta. Unde, Patrick? Cici, am găsit un loc minunat. Ce o să facem acolo? O să ne pupăm. Wow, hai! Ascultă, Artiom, dacă încep să urli din nou, o să-ți rup picioarele. Tu ai înțeles? Marușca, ești o tâmpită de necontrolat. Ascultă, băiețelule, nimeni nu țipă la mine. Băieț, o să-i spun Dianei, iubi, iartă-mă, nu pot trăi fără tine. Eu o să-i spun Dianei, îmi plac toate fetele de pe lume, dar de tine îmi place cel mai mult. Provați, Chiana n-o să te ierte niciodată, eu o să-i spun Lealei, Lealea, tu ești iubita mea pe veci. Opa, fetelor, ia uite-i! Deci, fetelor, nu-i băgați în seamă. Fetelor! Fetelor, ați auzit asta? Parcă-s niște muște. Urăsc muștele. Fetelor nu sunt muște, sunt țânțari. Mușcă! Hai, fetelor, iertați-ne. Lealea, iartă-mă, nu pot fi cu alte majorete, sunt prea ascunde pentru mine. Tu ești înaltă ca mine, suntem făcuți unul pentru altul. Iana, mie-mi plac toate fetele din lume, dar numai pe tine te iubesc. Fetelor, ați auzit asta? Fetelor, ne-mpăcăm. Fetelor, este timpul. Ați auzit, băieți? Diana a zis că e timpul. Asta înseamnă că ne împăcăm. Ce noroc! Smiley, ia uite culoarea hanoracului tău prinde bine cu rujul meu. La naiba, înțeleg. Nu o să ne împăcăm. Diana. Știi ce, Brovatski? Iana. Mie îmi plac toți băieții din lume, în afară de tine. Scuze. Iana, nu! Max, ești foarte înalt și drăguț, dar eu vreau un iubit și mai înalt. Fetelor, mergem la petrecere? Ce bine că nu fac parte din circul ăsta! Se duc la petrecere. Să caute iubiți noi. Încercarea 31 a eșuat. Băieți, nu le vom lăsa. La petrecere! Diana, vine și nouă! Bine, fetelor! O să fac furor la dans. Va fi fierbinte. Fetelor, încetați cu invențiile. Hai să mergem acolo. Fetelor, care este motoul nostru? Nu ne facem de râs. La petrecere. În niciun caz n-avem voie să ne facem de râs. Nastia, fără torc la petrecere. Să le așteptăm la ușă. Și să le spunem că nu le dăm voie să meargă. O să le zicem că le iubim. Sunt pregătite? Râd. Se distrează. Băieți, să nu pierdem timpul, haideți. Fetelor, doar să încerce cineva să ne stea în cale. Nimeni. În seara asta o să fim prințese. Hai! Diana, ai chemat taxiul? Desigur, fetelor, clasa premium. Wow, ce bine! Șoferii sunt super mișto! Da, să știți că mie îmi place faptul că șoferul nu are treabă cu călătorii. Aaaa! De ce urli? Dacă s-ar așeza Marusea pe tine și tu ai urla. Eu n-aș urla, Artiom, gata! Priviți majoretele! Bună! Fetelor, dar ce-am vorbit noi mai devreme? Nimeni nu o să ne strice distracția. Dar cine v-a dat voie? Iar voi, de ce m-ați luat jucăriile din camera mea? Nu plecați, fetelor! Fetelor, a venit taxiul nostru de lux. O să mergem? Desigur, să mergem. Lăsați-ne să trecem. Băieți, jucăriile nu vă fac mai dulci. Nu sunteți dulci deloc. Fetelor, primiți jucăriile. Lăsați-ne să trecem. Și puneți jucăriile la loc. La naiba, le-am pierdut. Fetelor, e momentul să primesc o lecție, băieții, să mergem la petrecere. Da, să sufere. Fetelor, mai puțină vorbă și să mergem. O să fiu sufletul petrecerii. Amici, dați like și abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Noi mergem să ne distrăm fără baschetbaliști. Pa, pa! Pa, pa! Pa! Doamne, ce să ne distrăm! Doamne, nici nu pot să cred, oh my god! Fetelor! Fetelor.
Știi ce e, Brovaschi? Ridică-te, du-te și strânge fecalele de câine din iarbă.